și aia pe spinare. Cine nu sare, și aia pe spinare. Hai, România! România! Bună seara! Bună seara! Hai tare! Hai tare! România! Bună seara, sunt Nae și sunt șef de galerie, se știe! România! România! Bună seara! Sunt Cristi și sunt CEO, Chief Executive Officer la peluză. Ne mai modernizăm și noi, ce mama naibii. Spre deosebire de fotbalul românesc. Alo, alo, sper că n-ai venit să vorbești de nasoale fotbalul din România, nu? Eu? Niciodată! Bravo, așa, așa, așa. Fotbalul n-are nicio vină. Eu am venit aici să zic nasoale de fotbaliști și de antrenori! Te rog să ai grijă, da. Te rog frumos să ai grijă, da. Pentru că fotbal ca în România nu mai găsim noi nicăieri în lume. Aici s-ar putea să ai dreptate. Mulțumesc. Bravo. Hai de capul meu. Bravo. Bună seara. Bună seara, domnule Duceu. Cum se zice la dumneavoastră acolo? Bună seara. Bine ați venit aici la noi aici, în liga noastră de amăriți. Domnul Crăcinescu, da. De că nu m-a prins arbitru, că vedeați voi. Aia zic. Când vă văd, parcă văd roșu și puțin galben. Da, e, da, păi uite, da. V-ați luat încât cravata și cămașa. Domnul Duc Adam? Da. Ce plăcere. Mare om, mare caracter, mare portar, multe de învățat la dumneavoastră, da, din păcate, de vreo 40 de ani, ăștia... Nu prea vă asculte. Da. Da. Părinții noștri au făcut și ei cândva parte din galerie. Da. Și ne-au povestit că au avut bucuria să vă înjure cândva. Da. Bucuria lor. Noi suntem aici pentru că avem un mesaj din partea galeriilor pentru echipa națională. E, 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 e. Iar ne-am furat căciula. Aha. Jucați un fotbal, da, de da. Parte sus. Mai, 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 alo, alo, alo. Nu, 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 nu ăsta, nu ăsta. Nu ăsta, nu, nu, adică ăsta, mă, mesajul ăsta, dar cu alte cuvinte, mai pentru televizor, da, așa, da, 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 te da, rog frumos. Televizor, da, mă abțin, mă abțin. Vrem rezultate, vrem calificări, vrem rezultate, vrem calificări, vrem, vrem să avem și noi motive să mai plecăm de acasă de la nevestele noastre. Vrem și noi să mai batem și alte naționalități, că ne-am săturat să ne batem între noi. Noi suntem cu voi. Da. Dar am ajuns de la Hai România la Hai România. Hai, hai. România. Hai, hai, hai. Hai, dă capul vostru. Pă bune, pă bune. România ocupă locul 47 în clasamentul, păi, FIFA. Chiar așa? 47. Păi am ajuns să stăm la fotbal mai rău decât la Eurovision? Nu știu, întreb! Întreb! Dar noi vă susținem! Noi vă susținem, am fost mereu acolo! Da, 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 scuze că te întrerup, colega! Da, zi, zi. Știi de ce vrea să ne trimită Elon Musk pe noi suporterii pe Marte? Nu, de ce? Ca să facem atmosferă! Asta e! Cântăm, scandăm, susținem echipa! Noi am strigat la fiecare meci până am rămas fără voce. Ziceai că suntem trupa Asia reunită. Și eu la fel, adică mai rău. Eram atât de răgușit când m-au văzut, m-au băgat cu forța într-o trupă de heavy metal! Da. Ne-a durut în gât mai rău decât îi doare pe fotbaliști în fund. Mă rog, noi ne-am revenit. Spre deosebire de fotbalul românesc. Asta e. De-aia ne și batem cu jandarmii la meciuri, da. Vă rog să ne iertați. Pentru că nu mai avem glas ca să scandăm. Nu, România! Vrem și noi calificări, domnule, da, vrem, vrem și noi rezultate, victorii, victorii. Da. Ce putem noi să mai facem pentru voi? Ne-am apucat și de superstiții. Eu, de exemplu, plec dimineața cu piciorul drept din casă, cu o potcovă în buzunar și cu chiloții pe dos. Opa! Colega, da. Să știi că și eu îi am pe dos. Și?
Și nimic. Și nimic. Nimic. Nimic nu se întâmplă la echipa națională. Da. Deși eu am încercat toate superstițiile astea, toate superstițiile. Uite, dimineața când ies cu Azorel, cu câinele meu, afară să-și facă nevoile, după ce face, înainte să le strâng, calcă așa puțin. Poate cine știe, are noroc echipa națională de fotbal. Cred că avem șanse ca un român să câștige balonul de aur dacă îl bagă ăștia surpriză la pufuleți. Și cine să-l câștige? Chiar. Mă uit și văd cum joacă, mă, parcă toți vor să se legitimeze sezonul ăsta la CS Mioveni. Ce vrei, domnule? N-au fâlfâit noi steaguri cât li se fâlfâie lor de fotbal românesc. Ce vă pare bine? Hai, puteți aplauda, da. Nu, nu, dar să știți. E de nasoale aici. Da, păi ei îi doare în fundași. Da, ne-ați făcut cu nervi, ce să... Cu capul ne-ați făcut, cu capul. Am vărsat pentru voi o grămadă de lacrimi. Chiar, colega? Colega? Da. Tu știi care este diferența între un suporter și un bebeluș? Nu. Un bebeluș plânge mai rar. Corect. Corect. PRF n-ar mai trebui să vândă fulare suporterilor. Da. Ci batiste. Am plâns. Dar da. Ce-am plâns? Și câte televizoare n-am pierdut. Ce? Câte televizoare n-am pierdut eu. Cum adică? Păi am aruncat cu sticla în ele. Te-am ajuns când mă duc la mall. Mă duc la mall să-mi cumpăr altă plasmă. Mă întreabă vânzătoarea: ce faceți, domnul Năică? Iar a pierdut echipa națională a României? Da. Mi-am pierdut speranța și câteva televizoare. Auzi? Da. Ia să spun o întrebare de baraj. Yes. Că încă nu suntem la baraj, dar eu ți-o pun. Bagă. Fii atent. Bagă. Ce faci tu dacă echipa națională de fotbal a României se califică la Euro 2024? Ce ai să faci? O să închid PlayStation-ul. Asta zic eu. Mai iertați-mă. Dar voi credeți că noi suntem nebuni de aruncăm cu petarde pe stadion să ne suspende ăștia terenul? Pe noi nu ne doare pleonasmul că aruncăm cu petarde în petarde? Mă rog. Dar noi preferăm să se joace fără spectatori, dintr-un motiv foarte clar. Nu mai putem să vă vedem că jucați în halul ăsta în care jucăm. Nu mai putem, dacă nu mai putem, nu mai putem, ce să facem? Păi am ajuns ca la meciul cu Kosovo să ne bucurăm că ne-a anulat VAR-ul golul. Mă, voi sunteți normali? VAR-ul a ajuns să fie singura noastră șansă. Și cu Elveția am egalat pe final. Da. După care ni s-a spus că am jucat extraordinar, minunat, domnule, da. Minunată. Și că trebuie să susținem echipa, da, națională. Măi, faceți ceva. Vă rog eu frumos, faceți ceva. Da. Cu fotbalul ăsta românesc, vă rog eu frumos, ca șef de galerie, vă rog, înțelegeți-mă. Măi, a ajuns fotbalul atât de jos, atât de jos, mai jos decât soacră mea. Stai puțin. Dar ce-i cu soacră ta, mă? Cum, nu știi? Nu. Sub pământ. N-am știut. Condoleanțe. Ce condoleanțe, mă? Stă sub pământ la garsonieră, sub pământ. Ea n-are geamul. Cred că mă mut la ea, că de la ea n-am cum să mai arunc televizorul pe geam. Da. De la ea, dacă pierde echipa națională, trebuie să-l împing. Deci, băieții, vrem fotbal frumos, da. Chiar dacă pierdem, măi. Da. Măcar să vedem niște dribling-uri, niște pase, niște șuturi pe poartă, da, acolo, da, ceva, da, nu? Da. Am ajuns să ne viziteze străinii în valuri. Sunt convins că la București sunt insulele Feroe. Aoleu, opa. Hai că vă lăsăm. Vă lăsăm că s-a făcut ora să înceapă meciul. Hai că mașinile să le vindem. Ce, ți-ai luat bilete? Da, mă, să le vindem așa mai... Ah, da, 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 eu zic să-i vindem un domnul Duc Adam. Aoleu. Să-i dăm mai multe, nu? Ei, nu cumpără. Nu cumpără. Gratis pentru cupa din 80-i?
6. Gratis. Lasă că domnul Răducioiu ia că... Pentru domnul Răducioiu, lasă că vin la Monte Carlo. Domnul Răducioiu cumpără și pentru străini el. Da. Hai, vă lăsăm. Fac. Hai România. Hai România. Națională nu e. Să vă dăm la... Nu, am pus să zic altceva, nu. Națională nu e. Să vă dăm la revedere. Vă spune la revedere. La revedere. Hai că începe, hai, vă salutăm pe România.